Potrivit Institutului Astronomic al Academiei Române, în țara noastră va putea fi observată doar ultima parte a tranzitului, odată cu răsăritul Soarelui. Tranzitul planetei Venus peste discul Soarelui este un fenomen astronomic extrem de rar, care are loc odată la 100 de ani. Este un fenomen astronomic rar, care se întâmplă, se produce în perechi. Noi am fost cei care l-am prins și pe cel din 2004 și acum, respectiv, la 8 ani din nou se produce în 2012. Aceste intervale se produc la un interval de un secol. Va fi apoi în 2117. Din România va putea fi observată doar ultima parte a acestui tranzit, odată cu răsăritul Soarelui. Tranzitul planetei Venus peste discul solar va fi vizibil integral din nordul și estul Asiei, vestul Oceanului Pacific, Australia și nord-vestul Americii de Nord. Soarele va apune în timpul tranzitului în Canada, Statele Unite și America Centrală. Constanțenii care doresc să urmărească fenomenul sunt așteptați în această seară, începând cu ora 22 pe faleza cazinoului din Constanța, în dreptul acvariului. Toți sunt sfătuiți să poarte ochelari special de eclipsă.